Personalul Inspectoratului de Poliție Județean Alba este mai bogat cu 19 cadre. Este vorba de 4 ofițeri și 15 subofițeri repartizați la unitățile de poliție din județul Alba. Tinerii polițiști au primit vestea că vor fi încadrați tocmai de Ziua Națională a României. Cei 4 ofițeri au fost înaintați la gradul profesional de subinspector, iar subofițerii au devenit agenți de poliție. Forțele proaspete din IPJ Alba au participat ieri la o ședință întreținută de șefii Inspectoratului de Poliție Județean. Comisarul șef Laurențiu Crișan este de părere că încadrarea noilor polițiști aduce beneficii atât Poliției Județului cât și comunității.